Atât comunismul cât și nazismul au distrus milioane de oameni. Mama a plâns și a spus, voi trei sunteți nepotezate. Dar în același timp au dat și sfinți. Eu am fost convins că părintele Staniloae e un sfânt. Nu ratați duminică la Realitatea Spirituală mărturia părintelui Martin, un german convertit la ortodoxie în București. La București? Imposibil să mă duc de la Libertate la închisoare. Am intrat în gura leului, dar leul nu m-a mâncat. Deși tatăl său era un important membru în partidul lui Hitler. M-a injectat cu Duhul Sfânt.